Vreau să te îmbărbătez în ziua aceasta, deoarece El este tare de neînvins, El este mod de plin sincer. El este mod etern neschimbat, El este în mod moral îndurător. El dispune de autoritate imperială, El este imparțial milos, El este salvatorul păcătosului. El este piesa culturală a civilizației, El nu are nevoie de ajutor, El nu poate fi în confuzie. El nu are nevoie de tine și nu are nevoie de mine, El poate sta singur în prezența propriei sale persoane. El este spirit, El este unic, El este fără egal, El este suprem, El este neprecedat, El este precedent, El este suprem, El este prominent, El este cea mai măreață idee în literatură și artă, El este cea mai înaltă personalitate în filozofie, El este rezolvarea problemei în societate, El este superlativul la tot ce este bun, El oferă tărie celui slab, este la dispoziția celui încurcat și spirit. El te vede, te înțelege și te protejează, El te călăuzește, El vindecă bolnavii, ei curăță pe cei necurați, El iartă păcătoșii, El achită datornicii, El eliberează captivii, El apără pe cei vulnerabili, El eliberează tinerii, El respectă vârstnicii, El răsplătește pe cei harnici, El este cheia cunoașterii, El este șoapta înțelepciunii, El este revelația maximă, El este marele preot, El este jertfa perfectă. El este ușa spre eliberare, El este cărarea spre pace, El este calea spre dreptate, El este drumul spre sfințire, El este poarta spre glorie, El este maestrul celor măreți, campionul campionilor, eroul eroilor. El este generalul cucerătorilor, El este proprietarul bogaților, El este liderul influențatorilor, El este guvernatorul guvernatorilor, El este prințul prinților, regele regilor, domnul domnilor. Autoritatea sa este absolută, promisiunile sale sunt sigure, viața sa este perfectă, bunătatea sa neclintită, îndurarea sa, dragostea sa este necondiționată, cuvântul său este suficient, harul său este de ajuns, domnia sa este dreaptă, jugul său este bun, iar sarcina lui este ușoară. Aș fi dorit de a-l descrie, dar El este de nedescris, deoarece El este de neînțeles, El este irezistibil, El este dincolo de aria imaginației umane și dincolo de orice așteptare și niciodată El nu poate fi surprins, El niciodată nu te părăsește, nu poți să nu te gândești la El, nu poți să te lepăda de El, pentru că nu poți trăi fără El. Martorii falși nu L-au putut acuza, Pilat nu L-a putut judeca, Irod nu L-a putut omorâ, moartea nu L-a putut ține și gravitația Lui, acel mormânt întunecos, nu L-a putut poseda. Nu există nimeni înainte de El, nimeni nu va fi după El. Nu are predecesor, nu va avea succesor, nu poți să-L învinui și niciodată nu va demisiona. El se întoarce în glorie. Vine ca autoritate absolută, este judecătorul final și răsplătitorul etern. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul nostru, Salvatorul omenirii, Mesia, Jehova, Emanuel, Dumnezeu tare, Alfa și Omega. Puneți încrederea în El. Haideți, dragilor, să stăm în picioare. Să ne punem încrederea noastră în Dumnezeul cerurilor și al pământului și al celor vii și să-I mulțumim că ne-a răscumpărat, ne rugăm așa cum stăm. Doamne, Tată, te cinstim pentru măreția Ta, Doamne. Îți mulțumim când ești un Dumnezeu viu. Îți mulțumim, Doamne, că Ți-ai dat viața pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, că ai așa de multe...